Da, a venit de azi noapte la 3:30 și de la ora 6 s-au apucat de lucru. Și a început montajul la gazon. Au venit 4 tiruri azi noapte, urmează să mai vină în noaptea următoare încă 6 tiruri ca să acopere toată suprafața de gazon. De unde sunt rolele, aveți idee? Rolele de când am auzit de la domnul Oprișan, că sunt venite din Ungaria. Formația care lucrează este din Oradea. Aici, ca să vă completez la întrebarea asta, avem mai multe formații care lucrează, mai multe firme care lucrează. Avem firma care lucrează efectiv numai pentru pe segmentul de gazon, iar altă firmă care lucrează pentru tribune, dacă și observați că se lucrează pentru gazon, altă firmă care lucrează pentru execută lucrări pentru nocturnă. Acum suntem în faza de săpături, urmând pormă să se facă fundația și pormă să apară și stâlpii, să se monteze stâlpii. Una peste alta, se poate spune că în toamnă va fi gata absolut tot la acest stadion, atât gazonul cât și instalația de nocturnă și tribuna a doua? Deci termenul care este dat, impus de federație și la care toți cei care sunt angrenați în această lucrare, termenul este dat pentru 1 octombrie, ultimul termen. Și după cum constat eu pe aici și cum țin legătura, că sunt omul de legătură cu un fel de dirigente de șantier, țin legătura cu cei care lucrează aici, sunt în grafic. Ba, sunt unele, de exemplu, gazonul până sâmbătă va fi finalizat, suprafața verde vorbim. Dar o să mai fie lucrările care se încadrează până 1 octombrie, mă refer la tribune și nocturnă. Ultima întrebare, vă așteptați vreodată să fie modernizat acest stadion la care dumneavoastră sunteți de aproximativ 10 ani, această bază sportivă? Sincer să fiu, mă așteptam și s-a încercat problema asta de aproape 4 ani de zile. Acum s-a trecut la concretizare. Mulțumim și sănătate! Și dumneavoastră sănătate și să sperăm că ieșim cu bine. Da, da. A, bun, eu am înțeles că tu ai luat și state și o să ieși și în... Dacă mă duci ori de la aia sus, acolo, mă pui de acolo? Da.
Da,
foarte mișcare. Care nu se regăză la nivelul? Da.